Spune-te! Bună tuturor, eu sunt Jania și bine ați venit pe canalul meu! Pam, pam, pam! Astăzi avem un clipuleț pe care mi l-a șerut, mai multe persoane și anume cum eliminăm grasul de pe abdomen. În primul rând vreau să vă informez că noi avem două tipuri de grăsimi. E o grăsime viscerală, adică aia care se găsește în interiorul nostru, pe mațe, pe stomac, pe ficat, pe pancreas, peste tot în interior. Și un gras extern, adică ăsta care îl vedem noi. Ce se întâmplă? Persoanele slabe, dar care mănâncă aiurea, calea care bagă în ele de toate alea și noi nu-i suferim că nu se îngrașe niciodată, trebuie să fie foarte atente la chestia asta. Pentru că dacă tu mănânci prost și chiar dacă ești slab, nu înseamnă că în interiorul organismului tău ești slab și sănătos. Deci, persoanele care au metabolismul ăla foarte accelerat și nu se îngrașe în exterior, poate să aibă probleme de sănătate în interior. Deci, nu exagerați să mâncați numai prostii. Sunt multe persoane care sunt slabe restul corpului, dar au un abdomen foarte proeminent, foarte mare. Persoanele acestea, ce se întâmplă? Au o grăsime viscerală, deci interioară, foarte mare. Asta le-a dus în așa fel încât abdomenul lor să fie foarte mărit și sunt acele persoane cu un risc foarte, foarte mare de boli cardiace, de hipertensiune, diabet, boli renale și câte și mai câte. Persoanele acestea trebuie imediat să înceapă o alimentație sănătoasă pentru că riscă să se îmbolnăvească ori o boală, ori două, ori trei, fără să își dea seama de ceea ce face. Deci, oameni buni, învățați să mâncați sănătos. Nimeni nu zice să nu mai mănânci pizza, să mai mănânci cartofi prăjiți, dar cu echilibru, o dată, doar pe săptămână, nu mai exagerați să le mâncați în fiecare zi, pentru că astăzi ne bucurăm de mâncare și la 40-50 de ani nu noi ne bucurăm de viață. Ne bucurăm că am găsit doctorul care ne dă medicamentul bun. Și aia nu este viață, să trăiești o viață luând medicamente, pentru că de la 40 de ani încolo, mai ai de trăit vreo 30-40 de ani. Și 40 de ani să iei toată ziua pastile și să fii o greutate pentru ceilalți, nu e corect. Așa că de astăzi, hotărâți-vă, nu mai spuneți de luni, astăzi, luați-vă viața în mâinile voastre și decideți pentru sănătatea voastră. Indiferent că e slab, indiferent că ai grăsime pe burtă, pe picioare, oriunde, începe de astăzi să mănânci sănătos. Și odată pe săptămână, două, mănâncă ce vrea mușchite. Sfaturile mele sunt următoarele. În primul rând, eliminați zahărul alb. Zahărul alb ajută în a nu crea celule sănătoase și pe abdomenul nostru. Se întâmplă că corpul nostru are nevoie de oxigen. Nu ai oxigen, se formează straturi de grăsime. Deci, dacă noi dăm zahăr alb, zahărul alb în corpul nostru e un aliment cu aciditate foarte mare. S-a demonstrat că alimentele cu aciditate mare, deci care schimbă pH-ul nostru, sunt celulele alea care se transformă în celule de cancer. Deci, eliminați zahărul alb și rafinat din orice fel de aliment, din orice fel de produs. Luați cutiile de ce aveți voi și citeți. Are zahăr? Nu-l mai consumați. Aruncați. Sunt un milion de lucruri pe care puteți să le faceți acasă, care puteți să mâncați fără să conțină zahăr. Al doilea produs este făina rafinată. Produsele rafinate au un proces de transformare în fabrica respectivă cu produse chimice. De aia nu sunt bune pentru corpul nostru. Nu pentru că sfecla cu care faci zahărul sau grâu nu e bun. Transformarea lor nu este bună. Poți să mănânci zahăr brun sau să mănânci făină integrală, care e tot din grâu, dar a fost lăsat la natural, nu a fost procesat în fabrică. Un al treilea produs
este uleiul în mâncare, deci eliminați prăjelile, prăjeală. Chiar dacă voi puneți și nu-l prăjiți, puneți cu apă, zice, nu, am pus ulei cu apă, nu, e tot prăjeala aia, se transformă, e un proces chimic acolo în care uleiul când ajunge la o anumită temperatură triplică caloriile, are punctul ăla de ardere foarte mare, care și ăla este tumoral, cancer. Acum să vă dau niște sfaturi. În primul rând, beți apă. Apa conține oxigen. Celulele de grăsime pe care le avem pe abdomen sunt, nu mai au aer, nu mai au oxigen de nicio culoare. Deci noi ce facem? Bem apă care are oxigen. Oxigenul ăsta intră în sânge. Sângele ajunge la celula de celulită, o bate, îi zice, fă, am venit și eu aici, ia fă și mie loc. Și celula aia încet, încet începe să se topească grăsimea aia, începe să-și facă loc. Apă, alimentație sănătoasă și sport. Sportul are o importanță cam de 20-30% într-un slăbit și într-o viață sănătoasă. Cea mai importantă este alimentația. Degeaba faci 4 ore de palestră, de sală, de gimnastică sau ce faci tu, dacă după aia mănânci ca un bou. Pentru că nu reușește corpul nostru să echilibreze consumul ăla de calorii de la gimnastică cu ceea ce mâncăm noi. Raportul este foarte mare între ce mâncăm și ce eliminăm. De aceea trebuie, în primul rând, să aveți o alimentație corectă. Și sportul ajută să ne modelăm, ne ajută să fim mai frumoși, să fim mai activi, să fim mai sănătoși, pielea mai frumoasă, corpul nostru mai frumos. Un alt lucru foarte important pe care vreau să vi-l recomand este uleiul de pește. Uleiul de pește, ca și fructele uscate, adică migdale, alune, nu vorbesc de alunele alea sărate. Alea ștergeți-le după listă. Untul de arahide, peștele, somonul, toate grăsimile astea sunt grăsimi sănătoase care ajută sângele nostru și în primul rând ajută creierul nostru. Eu de foarte mulți ani iau o pastilă din astea de la MyProtein de cod liver oil, adică ulei de merluț sau nu știu, în fine, ulei de pește. Ajută sângele să fie mai fluidificat, să circule mai bine, să topească colesterolul și mă ajută la creier. Creierul meu, de când iau asta, eu mă simt mult mai liberă, mai plină de oxigen. Nu știu dacă ați făcut vreodată, ați mers să fugiți și v-ați simțit corpul atât de liber, atât de ușor. Asta se întâmplă din cauza că sângele reușește să ajungă în puncte în care nu ajunge când nu facem sport. Același lucru se întâmplă și cu uleiul de pește. Uleiul de pește ajută la memorie, la reconstruirea mușchiului după o activitate fizică, la fluidificarea sângelui, la eliminarea colesterolului. Deci și la copii e recomandat uleiul de pește, o pastilă pe zi și previene și boli cardiace și așa mai departe. Sper că videoul v-a plăcut. Cine vrea să fie urmărit de mine în Dieta Janina, găsește e-mailul în infobox. Urmăriți-mă pe Instagram, Janina Italian Style, pentru că acolo postez ce mănâncă fetele din Dieta Janina și alte chestii. Nu uitați să activați clopoțelul ca să nu uitați niciun clip din Dieta Janina, din Janina Italian Style. Și ne vedem la următorul video. Ciao! Dați un share, că poate interesează și pe altcineva. Ciao!